Maria și Marius, parcă de la sezonul 4, știți că 3 și 4 nu le-am urmărit și nu mi-amintesc, dar oricum nu contează. Știți că am vorbit despre ei acum câteva zile, că se pregăteau să plece în Anglia, au ajuns în Anglia foarte bine, erau la târgul de Crăciun, era frumos locul acela, în Londra, bineînțeles, și au făcut un filmuleț, se vedea roata aceea celebră, și în Paris, să știți că era o roată, prima dată a fost aproape de Champs-Élysées, când se termină. Dar nu m-am dat că mi-a fost frică, unde mă urc eu așa sus, că am rău de înălțime. Nu m-am dat, dar m-am uitat. Apoi a dus-o în altă parte, aproape de strada Rivoli, la Louvre. Între Rivoli și Louvre. Nici atunci nu m-am dat, nu. Nu m-am dat. Nu pot. Era vara când am văzut-o lângă Rivoli. Și iar n-am văzut-o pe Champs-Élysées acolo, la sfârșitul străzii, când se termină, după parc. Dar ei am văzut că se bucurau de târg, cred că au făcut ceva cumpărături, ziceau că au fost și la Castelul Reginei, a zis ea, Castelul Reginei, dar fără regină, pentru că acum este rege, după cum știți, regina Angliei a plecat dintre noi și a rămas doar băiatul ei, Castelul Regelui. De fapt, nu-i doar al lui, că sunt foarte mulți acolo. Eu n-am fost în Anglia, n-am fost niciunde, nici nu vreau să mă duc. Nu vreau să mă duc, nu-mi place clima. În rest, orașul poate să fie frumos, dar nu nimic, mă uit și eu pe la filme, mă uit prin poze, e destul. Și spunea Maria că era întuneric acolo. Poate aveau luminile stinse, cine știe. Sau se camuflează, pentru că în castel stau persoane foarte importante, vă dați seama. Nu poți așa să expui. Asta e părerea mea, nu știu de ce zicea Maria că e întuneric. A arătat și castelul de la distanță, pentru că nu poți să te apropii. N-ai cum. Bună, astăzi vreau să vă prezint o zi pe care am petrecut-o noi în mini-vacanța din Anglia. Cam așa se prezenta situația, bătea un vânt, doamne. Am fost la am ajuns și la castelul reginei, doar că era foarte întuneric și nu se vedea foarte, foarte bine. Bineînțeles că am ajuns și pe străzile din Londra, unde era Big Ben-ul și unde era faimoasa roată. Nu aveam cum să arătăm faimoasa roată și să nu facem câteva poze pe acel pod. Puteți să intrați la mine pe Instagram, pentru că am făcut niște poze foarte, foarte frumoase. Vă pup!